Creștinii de astăzi, orbi cu desăvârșire. Încă puțină vreme, lumina, adică Evanghelia, este cu voi. Umblați cât aveți lumina, ca să nu vă prindă întunericul, căci cel ce umblă în întuneric nu știe unde merge. Cât aveți lumina, adică Evanghelia, credeți în lumină, ca să fiți fii ai luminii, ne poruncește Hristos Domnul și Dumnezeul nostru. Cât aveți lumina, adică Evanghelia, credeți în lumină, ca să fiți fii ai luminii. Creștinii de pe urmă, adică cei de astăzi, au ajuns să-i spună minciunii că-i mare adevăr. Să spună că Satana, adică tatăl minciunii, mai spune și adevărul. Să-i spună întunericului că-i lumină, să-i spună fără de legii că-i virtute și să le spună batjocoritorilor de Dumnezeu că sunt mari și sfinți. Aceștia sunt creștinii de pe urmă, orbi cu desăvârșire. De ce au ajuns creștinii de pe urmă orbi cu desăvârșire? Simplu, pentru că au lepădat lumina, pentru că au lepădat adevărul. Creștinilor contemporani nu le-a mai plăcut sfânta și dumnezeiasca Evanghelie, singurul loc unde se găsește adevărul și lumina. Hristos Domnul și Dumnezeul nostru ne spune în mod categoric că Eu sunt lumina lumii, cel ce-mi urmează mie, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Și eu, lumina, am venit în lume, ca tot cel ce crede în mine să nu rămână în întuneric. Dar creștinii de pe urmă au vrut întuneric și minciună. Multă minciună, adică basme, și de aceea au căutat popi mincinoși și călugări mincinoși, adică au căutat cu toată osârdia minciună. Căci va veni o vreme când nu vor mai suferi învățătura cea sănătoasă, ci dornici să-și desfăteze auzul, își vor grămădi învățători după poftele lor și își vor întoarce auzul de la adevăr și se vor abate către basme, ne spune Sfântul Apostol Pavel. Faptul că ei, creștinii, au lepădat lumina, în mod firesc, au ajuns într-o beznă absolută. Faptul că ei, creștinii, au lepădat adevărul, au fost dați ca robi tatălui minciunii și spre batjocoră de către slugile minciunii. Nu vă amăgiți, Dumnezeu nu se lasă batjocorât, căci ce va semăna omul, aceea va și secera, ne spune Sfântul Apostol Pavel.
Din pricina neștiinței și, prin urmare, a întunericului în care se află ei, creștinii orbi, au ajuns să creadă cu tărie într-un popă, mare și sfânt, care minte copios, dulce și frumos. Și dacă popa mai are și părul alb, atunci e și mai sfânt. Credința acestor creștini într-un popă înșelat și mult iubit i-a adus pe toți la un fanatism ieșit din minți. Foarte adevărat. Aceasta deoarece creștinii de pe urmă s-au închinat slugii și nu stăpânului. Atât poate înțelepciunea omenească, să-i mintă copios. Nu cumva să le spui creștinilor de astăzi de Sfânta Evanghelie, căci te fac sectar. Nu cumva să le spui creștinilor orbi de poruncile dumnezeiești, că ți-ai făcut vrăjmași pe loc. Nu cumva să le spui lor și mai ales preoților de Sfintele Canoane, căci te acuză că le strici credința. Adică, nu cumva să le spui creștinilor de Hristos, că se pornesc împotriva ta cu ură turbată să te sfâșie. De ce? Pentru că fiecare dintre ei își apără pe Domnul și Dumnezeul lor, adică pe popa lor mult iubit. Pentru ei, popa-i totul, nu Hristos Dumnezeu. Nici nu vor să audă creștinii de astăzi de Hristos și de Evanghelia lui Hristos, care demască pe popii lor că sunt niște mincinoși și apostați. Iată ce ne spune Sfântul Ignatie Briancianinov. În timpurile înfloritoare ale monahismului, erau mulți bătrâni neiscusiți, care se bucurau de un nume răsunător al sfințeniei, preaslăviți pe de o parte din ignoranță, iar pe de altă parte de satana, care îi întrebuința pe acești bătrâni, drept unealtă pentru sine, pentru a-i pierde pe monahi și monahismul și întreg creștinismul. În timpurile înfloritoare ale monahismului, erau mulți bătrâni neiscusiți, care se bucurau de un nume răsunător al sfințeniei, preaslăviți pe de o parte din ignoranță, iar pe de altă parte de satana, care îi întrebuința pe acești bătrâni drept unealtă pentru sine, pentru a-i pierde pe monahi și monahismul și întreg creștinismul, ne spune Sfântul Ignatie Briancianinov. A te închina slugii în locul stăpânului este, în fapt, cea mai cruntă idolatrie. Și uite așa, creștinii orbi și idolatri au ajuns la un fanatism ieșit din minți, de dragul unui popă. Creștinii de astăzi au ajuns la o orbire absolută datorită necredinței lor în Hristos Domnul și în Evanghelia lui Hristos. Asta a fost, în fapt, alegerea lor. Lumina și adevărul sunt doar în cadrul Evangheliei, atât. În rest, este minciună și o beznă absolută. De aceea, creștinii orbi cu desăvârșire au ajuns să vadă drept mari sfinți și mari mărturisitori pe niște bătrâni înșelați cu desăvârșire și chiar eretici. Hristos Domnul ne poruncește să luăm aminte doar la faptele acestor bătrâni, nici de cum la laudele răsunătoare ale lumii oarbe. Dar creștinii de astăzi nici nu vor să audă de poruncile lui Hristos Dumnezeu. Nu îi interesează.
bătrânii aceștia, sfinți și mărturisitori, au tăcut desăvârșit când a venit blestematul de papă în țară. Acest fapt este el singur prea de ajuns să înțelegem cine au fost bătrânii noștri mărturisitori și cu ani de pușcărie. A tăcea într-o astfel de situație este, în fapt, o mărturisire a papei, a ecumenismului, este lepădarea absolută de Hristos Domnul. Și cu bătrânii noștri și bătrânii noștri mărturisitori, exact asta au făcut cu fapta. Oameni buni, acestea sunt fapte concrete, nu vorbe goale. Dar creștinii de astăzi, necredincioși, nu dau o ceapă degerată pe Evanghelia lui Hristos. Ei iubesc la nebunie un popă bătrân, mincinos și cu barba albă. E sfânt și gata. Minte așa frumos. Așadar, din pricina neștiinței și a necredinței lor, creștinii de astăzi recunosc drept sfinți și mărturisitori pe niște bătrâni înșelați și apostați. Aici i-a adus întunericul din ei și tot aici i-a adus minciuna pe care ei au iubit-o la nebunie. Să spună despre acești bătrâni înșelați și batjocoritori de Dumnezeu, cum că sunt sfinți și mărturisitori. Atât poate înțelepciune omenească, să-i mintă și să le confirme tot ce-i minciună. Iar dacă încerci să le explici creștinilor orbi, să-i trezești, să-i vezi atunci cu ce ură turbată se pornesc împotriva ta, doar pentru faptul că le zdrunci în credința lor într-un popă, bătrân și cu barba albă. Pe ei, un popă cu barba albă are să-i mântuiască, nici de cum Hristos Domnul. Iar dacă încerci să le explici creștinilor orbi, să-i trezești, să-i vezi atunci cu ce ură turbată se pornesc împotriva ta, doar pentru faptul că le zdrunci în credința lor într-un popă, bătrân și cu barba albă. Pe ei, un popă cu barba albă are să-i mântuiască, nici de cum Hristos Domnul. Dar fiul omului, când va veni, va găsi oare credință pe pământ? Vă întreabă Hristos Domnul și Dumnezeul nostru, pe voi, creștinilor de astăzi, orbi și iubitori de pop mincinoși. Răspunsul ne-l dă tot Domnul Dumnezeu, în cartea psalmilor. Stricatul sau oamenii și urâți s-au făcut într-un deletnicirile lor. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor, să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au abătut, împreună netrebniți s-au făcut. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Toți s-au abătut, împreună netrebnici s-au făcut. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. O analiză sinceră a creștinismului actual ne confirmă întru totul spusele Sfintei Scripturi, cum că toți s-au abătut,
împreună netrebnici s-au făcut. Preoții și arhierei au ca domn și Dumnezeu al lor banul. Ei fac totul pentru bani. Recurg la orice minciună, la orice scrocherie. Ei ridică la rang de sfânt pe orice șarlatan sau popă înșelat. Numai bani să iasă. Joacă orice teatru cu putință, numai ca să mai amăgească pe creștinii creduli și proști și să-i mai stoarcă de ceva bănuți. Arhierii sunt toți trădători de Dumnezeu, căci cu toții l-au vândut pe Hristos Domnul la cel sinod blestemat din Creta, unde au desființat ortodoxia. Preoții, aproape cu toții, i-au urmat orbește pe acești arhierei eretici și apostați, recunoscându-i pe mai departe ca fiind bine credincioși. Și în felul acesta, ei, preoții, au dovedit cu fapta că sunt și ei eretici și apostați. Călugării sunt de-a dreptul destrăbălați. Pe ei nu interesează deloc Sfânta Evanghelie și nici poruncile dumnezeiești. Pe călugării contemporani îi interesează doar măicuța cea dulce și frumoasă, banii și mașina de lux. Doar au jurat sărăcie și feciorie, nu? Călugării atoniți din Sfântul Munte Athos sunt pildă rea și sminteală tuturor creștinilor, deoarece ei au primit erezia ecumenistă cu brațele deschise, fără nicio împotrivire, fără nicio ezitare, și aceasta doar pentru ca să nu-și piardă ei bogățiile dobândite și mini împărățiile lor construite cu bani grei, unde domnesc ca niște sultani. Călugării atoniți au considerat că nu se merită să pierzi toate acestea de dragul lui Hristos Dumnezeu. De aceea, bătrânii atoniți, considerați ca fiind sfinți în viață, și toți călugării atoniți se amăgesc singuri și, ceea ce e mult mai rău, e că amăgesc întreaga creștinătate, prin faptul că îl recunosc pe capul ereziei ecumeniste ca fiind bine credincios. Și creștinii orbi îi cred pe acești călugări atoniți, mincinoși, eretici și apostați. Călugării atoniți au considerat că nu se merită să pierzi toate acestea de dragul lui Hristos Dumnezeu. De aceea, bătrânii atoniți, considerați ca fiind sfinți în viață, și toți călugării atoniți se amăgesc singuri și, ceea ce e mult mai rău, e că amăgesc întreaga creștinătate, prin faptul că îl recunosc pe capul ereziei ecumeniste ca fiind bine credincios. Și creștinii orbi îi cred pe acești călugări atoniți, mincinoși, eretici și apostați. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ. Așadar, călugării și maicile s-au dovedit a fi o adunătură de nelegiuiți și o șleastă de curvari. Acest monahism stricat și porcesc, iar acum și apostat, a fost întemeiat și promovat tocmai de bătrânii noștri cu barbă albă, recunoscuți ca fiind mari și sfinți, duhovnici ai neamului, mari mărturisitori, sau de bătrânii atoniți catalogați și ei ca fiind sfinți în viață. Numai că acești sfinți în viață îl recunosc pe Patriarhul Constantinopolului ca fiind bine credincios. Și el este, în fapt, ereticul ereticilor. Este capul ereziei ecumeniste. Atâta pot bătrânii atoniți și sfinți în viață. Să-i spună satanei că-i îngeri de lumină și minciunii că-i mare adevăr.
Acesta este, în fapt, Athosul cel mult lăudat, un întuneric desăvârșit. Acesta este, în fapt, Athosul cel mult lăudat, un întuneric desăvârșit. Creștinii orbi cu totul, călugării curvari și măicuțele destrăbălate, tocmai pe acești bătrâni îi cataloghează și declară ei în mod categoric ca fiind mari și sfinți. Și aceasta doar pentru că au fost fix pe placul lor, adică pe placul lumii oarbe cu desăvârșire. Este vrenii de râsul dracilor să vezi cum maicile canonizează ele și declară ele, în mod solemn, pe cât un bătrân foarte iubit de ele, la rangul de sfânt. Este vrenii de râsul dracilor să vezi cum maicile canonizează ele și declară ele, în mod solemn, pe cât un bătrân foarte iubit de ele, la rangul de sfânt. Te întrebi și tu ca omul cu frică de Dumnezeu. Dar unde este Hristos din toată povestea asta? Bună întrebare. Oare unde o fi? Că nu e. Ce nevoie mai au măicuțele dulci și frumoase și călugării curvari de Hristos Domnul? Știu ele sigur și precis că popa lor cu barbă albă și ani de pușcărie este sfânt și gata. Chiar dacă chiar nu mai au nevoie de părerea lui Hristos Dumnezeu. Chiar nu mai au nevoie de părerea lui Hristos Dumnezeu. Fix de Hristos nu mai pot ele. Ce dulce-i călugăria din preună cu măicuțele. Atât poate lumea oarbă cu desăvârșire. Lumea care urăște lumina, adică Evanghelia, și iubește întunericul. Lumea care urăște adevărul și iubește minciuna. Lumea iubește ceea ce o măgulește și e pe pofta ei. Lumea iubește ale sale, a zis Mântuitorul. Dacă le spui călugărilor, preoților și arhiereilor de Evanghelia lui Hristos, de poruncile dumnezeiești cum că trebuiesc respectate și împlinite întocmai și cu sfințenie, te fac sectar, pe motiv că le strici credința. Asta e credința lor și tot asta îi învață și pe ceilalți, adică basme. Creștinii dezinteresați și cu totul nepăsători au ales de bună voie să creadă și să meargă ca orbii după alți orbi, adică după preoții și arhierii lor mincinoși și apostați, în groapa pierzării. E mai simplu să primești de-a gata decât să pui mâna să cauți, să cercetezi, să studiezi. N-au timp creștinii de așa ceva, nu-și pierde timpul cu învățarea creștinismului și a poruncilor dumnezeiești. Au ei alte preocupări, mult mai captivante. Iată deci de ce au ajuns creștinii de astăzi călugării atoniți, călugării și maicile, preoții și arhierei, orbi cu desăvârșire. Iată deci de ce au ajuns creștinii de astăzi călugării atoniți, călugării și maicile, preoții și arhierei, orbi cu desăvârșire. Au ajuns cu toții aproape orbi, deoarece au lepădat lumina, adică Sfânta Evanghelie. Când în plină noapte stingi lanterna, este evident că rămâi în întuneric. Au ajuns creștinii de astăzi robi minciunii și jalnic baljocorâți de slugile minciunii doar pentru că au iubit minciuna, iar pe Hristos adevărul l-au urât cu ură desăvârșită.
Iată de ce creștinii de pe urmă nu mai pot deosebi nimic, nici măcar stânga de dreapta lor. Așadar, iată pricina pentru care creștinii de pe urmă au ajuns la cea mai desăvârșită orbire: neștiința și necredința lor în Sfânta Evanghelie. Așadar, iată pricina pentru care creștinii de pe urmă au ajuns la cea mai desăvârșită orbire: neștiința și necredința lor în Sfânta Evanghelie. Oameni buni, trebuie înțeles corect că creștinii nu își cunosc credința doar din pricina dezinteresului lor. Nu i-a interesat. Nu își pierd timpul creștinii de astăzi cu învățarea poruncilor dumnezeiești. Au ei alte preocupări, mult mai captivante. Dar v-am cunoscut că n-aveți în voi dragostea de Dumnezeu, vă spune Hristos, Domnul și Dumnezeul nostru, Cel care s-a răstignit pentru noi. Dar voi, creștinilor orbi, ați uitat cine s-a răstignit pentru voi. Chiar ați uitat asta. Eu sunt lumina lumii. Cel ce-mi urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții, ne spune Hristos Domnul. Și eu, lumina, am venit în lume, ca tot cel ce crede în mine să nu rămână în întuneric, ne spune Hristos Domnul și Dumnezeul nostru. Dar creștinii de astăzi, aroganți și foarte deștepți, au crezut și au urmat popilor mincinoși, fie ei și atoniți, și nu lui Hristos Dumnezeu. Au ajuns să dea crezare până și dracilor, adică tatălui minciunii, pe motiv că mai spun ei și adevărul. Iată de ce au ajuns orbi cu desăvârșire. Iată de ce au ajuns ei orbi cu desăvârșire. Sfinții apostoli învață că, în vremurile cele mai de pe urmă, feluritele erezii pustiitoare și învățături mincinoase se vor înmulți și vor dobândi o mare putere, în timp ce necredința va spori tot mai mult. Omenirea ca întreg va fi oarbă și surdă duhovnicește și nesimțitoare în tot ceea ce privește mântuirea sa. Oamenii vor crede de bună voie orice minciună și vor uita pe de-a întregul legea lui Hristos. Orice viciu și greșeală cu putință vor fi primite cu mărinimie de către lume. Pisteos che agapis, proselfete.